Și pe asta am aflat pe X, Y și Z. Da? Da. Am aflat pe X, Y și Z. Sunt aceleași valori. Da. Da? Care variantă o alegi tu? Da. Eu aș... Da, dacă autorul ne dădea așa. Deci în loc să ne dea X plus Y, hai să facem exercițiul într-o altă notă. Și zicem X pe 7 egal cu Y pe 6 egal cu Z pe 5 și dedesubt 2X plus 3Y plus 6 plus 5Z, hai să zic așa, este egal cu 32. Voi amplifica în fiecare. Adică? Pe primul amplificam pe 2, așa. 2 pe a doua cu 3 și pe a patra cu 5. Da. Deci echivalentul. Deci aflam tot ce-mi trebuia. 2, aici cu 3. 2, 3 și 5. 5. Și devine 2x pe... 2x pe 14. Egal cu... 3y pe... 18. 18. Și egal cu... 5z pe 25. 5z pe 25. Și egal cu 3. Suma numărătorilor 3. Pe suma numitorilor. 32. Nu, scrii 2x ca să vadă tot omul. 2x plus 3y plus 5z. Supra 14 plus 18 plus 25. 14 plus 18 plus 25. Și este egal cu 32. 32 supra. Supra, cât face suma asta? 39 cu 18. 59 cu 18, 57. Supra 57. Și egal cu, ne venim, egal cu x pe 7, egal cu... Da. La înainte de simplificare. Uh-huh. Deci egal cu x pe 7, egal cu y pe cât? Y pe 6. Așa, și egal cu z pe 5. Pe 5. Și acum luăm pe fiecare în parte. 50 și cât a costat? 57. Și zic, x pe 7, x pe 7 egal cu 32, 32 pe 57, de unde rezultă că x va fi egal cu, x va fi egal cu 7 ori 32, 224, 7 ori 32, 57. Apoi, y va fi egal cu, y va fi egal cu, 6 ori 32. 6 ori 32 supra 57. Da. Și z va fi egal cu 6 ori 32 supra 57. Supra 57. Da? Și iată, putem face astfel de exerciții destul de multe. Da. Soția e bolnavă și am o problemă acum. Sigur. Mă duc să fac cu mama, da? Mă interzic. Da? La revedere, să nu uitați să dați like și share, să vă abonați la Prof. Online. La revedere! Cu clipă?